Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Jocul se numește Zombie Catchers, îl testăm pe Asus Zenfone Max, e disponibil gratuit în Play Store și se lansa în toamna lui 2014, vine de la firma Two Men and a Dog și e foarte, foarte haios și distractiv. E bine, avem două elemente la acestui joc. În primul rând, prindem zombie și apoi transformăm într-un fel de slurpee sau slushy, cum zic americanii. Românii spun cumva granitorii sau ceva de gen. În fine, acel lichid colorat care îl beți vara din niște chestii care se învârt colorate. Noi folosim zombie aici pentru a produce acele supuri. Și apoi le vindem la marginea drumului acestor mașini pentru a obține bani, banul care cumpărăm, arme în plus, pentru a prinde zombie, sau le facem upgrade sau upgradăm chiar aceste cuști cu zombie. Avem pe lângă currency-ul cu monede și plutonium, care accelerăm dezvoltarea sau căutăm noi zombie pe hartă. Zombie sunt căutați cu OZN-uri, folosind, mai bine zis, drone OZN, și pentru a putea să-i vânăm folosim harpoane sau arme cu plasă. Începem această misiune cu un harpon. Evident, inamicii sunt de mai multe feluri. E propriu spus inamici, pentru că ei sunt vânatul, deci nu se opun. Deocamdată folosesc arma cu plasă, trebuie să aruncăm un creier ca să-i scoatem din mlaștină și apoi tragem cu plasa și i-am prins. Sau am încercat să-i prindem, încă unul a fost prins. Micul nostru personaj este un alien verde care are de companion un robot, sunt foarte haioși. Au un chemistry mai bun decât personajele din roboți, spre exemplu. Ok, am rămas fără acea plasă, așa că folosim harponul. Am prins 3 din 5, încă o mlaștină, înseamnă încă niște zombii. Au venit să mănânci, unul este albastru și unul este galben. Și are un butoi care îl apără. L-am prins, dar sunt șanse foarte mici să îl aprindem pe celălalt. Avem și un jetpack, când apăsăm pe butonul de jump, amplifică foarte mult saltul și încărcăm harponul și l-am prins în ultima secundă. Ok, 5 din 5, luăm zombie, băgăm în aparatele de făcut suc, ne obținem niște currency și continuăm misiunea. Catch more. Joc distractiv, haios, bine gândit, destul de original. Ok, din nou la treabă cu jetpack. Mai încolo să avem și armele tranquilizat, o să apară și zombii noi și se diversifică gameplay-ul. Iar punem niște creier ca momeală. Ideal este să ne ascundem după ce punem creierul. Până acum totul ok. Nu e totul chiar așa ușor, pentru că uneori o să ne lovească niște lilieci, alteori zombii se panichează și aruncă noi cu crengi, cu ce le vine la îndemână. Sunt șanse foarte mici să se prindem pe aceștia. Dacă încărcăm harponul mai mult, devine mai puternic și le străpunge armura, iar dacă aveam acea plasă, nici nu mai conta ce făceam, pentru că i-ar fi prins oricum. Încă un zombie și l-am prins și pe acesta. Controlul e foarte simplu, dreapta-stânga, buton de jump, care devine buton de jetpack, și apoi butonul care tragem în inamici, plus butonul de brain. Întoarcem la drive-thru, unde nu vindem nici Mac, nici KFC, ci aceste slashies. Avem și achievement-uri care ne permit să creștem în nivel. Trebuie să upgradăm puterea acestui harpon. Ok, am deplinit obiectivele, am făcut level up, toată lumea e mulțumită și am primit niște plutonium în plus. Aici se mai fabrică niște sucuri. Putem să grăbim procesul, cheltuim plutoniu și putem să upgradăm aceste mecanisme cheltuind monede. Aceștia sunt zombii rămași în standby. Putem să echipăm extraterestru cu tot felul de pălării și hăinuțe amuzante. Foarte carismatic. Apoi avem dronele. Pot fi cumpărate mai multe, costă foarte scump. Squeezers, unul care se va debloca mai încolo, plus alien noi. Sau putem să cumpărăm cu bani reali. Iată, 37 de ron, 400 de bare de plutoniu. Ieftin, aș spune, mai ales că plutonul real costă mult mai mult, cred eu. În fine, nu se vinde, nu cumpărați plutoniu. Mai departe, am găsit niște zombii și ne jucăm din nou. Pentru că plasa nu e gata, cheltuim plutoniu pentru a o folosi în misiune. Un joc foarte distractiv, este bun și pentru cei mici, pentru cei mari, foarte haios, bine realizat, original, dar se cam repetă conceptul la un moment dat, te vei plictisi de această drăgălășenie și de vânătoare de zombie.
care a mers binișor până acum. Am pus un creier lângă mlaștină. Am mai prins un zombie galben. Iată, ne-am mușcat un șarpe acum și vom fi neutralizați câteva secunde. Aici avem și un liliac. Cam astea ar fi problemele. Șerpii și liliecii. Schimbăm arma. Am tras cu plasa. Și cam asta este. Mai punem un creier. Mai bine un șerp alău după noi. Ăsta are o armură metalică. O să fie greu de prins. Și iată, am scăpat 2 zombie. Am prins doar 4. Evident, jocul o să aibă o notă destul de măricică, pentru că e distractiv și nu prea are defecte. Îi dăm 8,7 din 10. Nu vine să cred că l-am ratat până acum, mai ales că s-a lansat în toamna lui 2014. Vă recomand cu multă căldură să-l jucați, în afară de timere și repetitivitate, chiar nu are defecte. De la mobilisimo.ro, 8,7 din 10 pentru Zombie Catchers, un titlu foarte distractiv, foarte carismatic, vine de la Two Men and a Dog și chiar o să fiu cu ochii pe acest developer, pentru că pare promițător. La revedere!